Bună și bine v-am găsit sau v-am regăsit pe acest canal. În cazul în care vi se pare vocea mea puțin ciudată, să știți că nu vi se pare, am luat o viroză zilele trecute și mă mai chinuie așa puțin, însă totul este înspre bine și sunt foarte recunoscătoare că nu m-am chinuit foarte mult, doar 2 zile m-a durut în gât și în rest am avut și am nasul în continuare înfundat, dar sunt foarte entuziasmată să vă arăt un pachetel care stă la mine deja de câteva zile și nu voiam să le scot din ambalaj pentru a nu le strica forma inițială. Un singur produs l-am scos pentru că nu m-am putut abține, dar asta este o altă poveste. M-au contactat cei de la Micas și sunt foarte încântată pentru că eu deja știam de brandul lor, pentru că am pus ochii pe câteva articole ale lor, au articole foarte deosebite și speciale și se potrivesc stilului meu, de aceea am fost foarte încântată. Au și o aplicație, Micas App, o să vă pun aici screenshot cu site-ul, dar și cu aplicația și mi-au dat și un cod de reducere pentru voi de 12%, DanielaR12. Toate aceste informații vor fi atașate și pe ecran. Mi-am ales și eu câteva produse până în $150, dacă bine îmi amintesc. Și să vă arăt și punguța, este roz și e tare simpatică. Să scoatem și produsele. Produsele sunt ambalate individual. Așa arată și o să le luăm pe fiecare în parte și după cum v-am spus sunt foarte curioasă pentru că am scos doar un singur produs din ambalaj și cred că o să începem cu el. Ce am apreciat cel mai mult la acest brand este faptul că au niște articole super interesante și sunt lucrate foarte bine. Acest lucru l-am putut observa de la primul articol pe care l-am văzut și singurul articol pe care l-am văzut. Așa arată punguțele, sunt inscripționate și cu siguranță o să le folosesc pentru că de fiecare dată folosesc astfel de punguțe. Și o să încep cu această fustiță din imitație de piele. Mi-a fost foarte greu să aleg, chiar am apelat și la o foarte bună prietenă, dar și la mama mea, prietenul meu și alte prietene pentru a mă ajuta în privința alegerii. Am ales până la urmă această fustă de imitație de piele scurtă. Iar temerea mea era că ar fi mult prea scurt, are și un șliț tare drăguț aici, iar aici se face o fundiță. Se închide la spate cu un fermoar, iar lucrul pe care l-am apreciat cel mai mult este faptul că are o jupă sub formă de pantaloni scurți. Nu am mai văzut așa ceva la un alt articol și mi s-a părut foarte bine gândită, mai ales că mie mi-era teamă că îmi va fi mult prea scurtă fusta și de aceea nu voiam să o aleg, dar mă bucur foarte mult că am ales-o. Uitați și voi ce jupă interesantă are. Și materialul este puțin plușat. Abia aștept să o port. Am încercat să mă uit să aleg articole pentru toamna aceasta, să le pot purta. Aștept să ies cu ea afară. Este în mărimea XS. Mărimea se potrivește foarte bine. Deja am probat-o și sunt foarte, foarte încântată de ea. Sper să găsesc o combinație drăguță. O să atașez atât poze cu produsele, dar și clipulețe cu mine probându-le. Iar ulterior poate voi face și niște ținute și le voi pune în feed-ul shorts. Ce am uitat să menționez este faptul că transportul este gratuit la comenzi peste $69, dar puteți să folosiți și codul meu de reducere pe care vi l-am menționat anterior, pentru că nu va interfera cu această gratuitate a transportului. O să vă las link-uri în descriere, dar și site-ul unde puteți să găsiți aceste articole și chiar sunt curioasă dacă vă vor plăcea și ce părere aveți despre acest site. Nu știu dacă să las accesoriile la final sau să vi le arăt acum. O să trecem totuși tot la fustă. Nu v-am menționat, însă am optat pentru 3 fuste, modele pe care nu le mai aveam, dar și pentru o rochie pe care sper să le port cât de curând. Aceasta vine tot așa într-o punguță, însă este transparentă, iar fusta este satinată. M-am jucat și cu texturile. Chiar am vrut să-mi iau lucruri cât mai deosebite și care să se diferențieze de ce am și să se potrivească totodată cu vremea de afară. O altă fustiță XS, tare interesantă, nici nu mă gândeam că vine așa.
tare, tare interesantă. După cum vedeți, are și niște nasturi îmbrăcați, iar eu iubesc nasturi îmbrăcați. Sper să-mi fie bună în talie și este mai scurtă aici și se continuă mai lungă. Tare interesantă este. Materialul pare unul foarte calitativ, nu este un satin transparent prin care să se vadă, este un material foarte plin. Acest lucru mă bucură pentru că le pot folosi chiar și pe vremea aceasta. Chiar sper să fac o combinație, cred că se potrivește și cu acest vișiniu. În general, asocierea de auriu cu vișiniu mi se pare că se potrivește foarte bine. Și nu-mi rămâne decât să le probez pentru a le vedea cât mai bine. Nasturii vin până aici, iar apoi se despică așa, dar cred că va arăta super, super bine. Chiar nu mai aveam nicio fustă satinată în colecția mea, iar culoarea este absolut superbă. O să continui cu ultima fustă. Este o fustă din denim. Îmi place că pungile sunt diferite. Și este un denim deschis la culoare. Îmi place foarte mult denimul deschis la culoare, dar să vedeți ce model super interesant. În față vine așa, cu doi nasturași. Așa e modelul. Se închide tot așa cu nasturași ascunși. Și după cum vedeți, are o parte scurtă și o parte foarte, foarte lungă. Mi s-a părut un model de neratat. Eram absolut sigură că îmi doresc această fustă și mă bucur foarte mult că am ales-o. Sper să arate bine și pe mine și să nu întoarcă toate privirile într-un mod dezaprobator, pentru că mie tare mult mi-a plăcut. Mi s-a părut total diferită de ce am mai văzut până acum. Și din câte am observat, toamna aceasta chiar se poartă fustele din denim, așa că eu zic că am făcut o alegere foarte bună, poate un pic extravagantă, însă politica celor de la Micas este de a ne motiva să fim curajoase și încrezătoare. Nici nu ai avea cum să fii altfel dacă te îmbraci cu niște articole din acestea ce te scot din anonimat. Cel puțin mie îmi face plăcere să mă îmbrac cu articole puțin mai diferite, care nu se găsesc în toate magazinele. Din acest motiv, eu sunt mereu în căutare de articole mai ciudățele, cum ar putea să li se pară unora. Ultimul articol în materie de îmbrăcăminte este o rochie, dar eu zic să o lăsăm la final și să trecem la accesorii, pentru că și accesoriile le-am luat astfel încât să se potrivească cu articolele respective. Mi-am luat o pereche de cercei aurii. A fost destul de greu să aleg, mai ales că știți că am mania aceasta a cerceilor. Un model super interesant. O să vi arăt și mai de aproape. Abia aștept să îi port și pe aceștia, mai ales că v-am spus că mi se pare că auriul se potrivește cu vișiniu. Am chiar și o pereche de ochelari care sunt potriviți pentru toamnă și vă spun sincer că zilele acestea când am ieșit pe afară și era soarele foarte puternic, aș fi purtat niște ochelari de soare, dar cei pe care i-am nu se potriveau cu sezonul acesta de toamnă, așa că mă bucur foarte mult de aceștia. Sper să-mi vină și bine. Și au venit așa ambalați. Am luat unii pătrățoși, nu am mai avut astfel de model, dar arată super bine la prima impresie. Și o să-i și probez, foarte frumos sunt. Sunt foarte încântată de alegere. Au și niște detalii aici. Și să vedem cum îmi stă cu ei. Aștept să-mi spuneți în comentarii pentru că eu momentan nu văd, este aparatul foarte departe, dar sper să-mi stea bine pentru că intenționez să-i port toamna asta cât încă mai este soare și să sperăm că nu mi-am luat și fondul de ten de pe nas. Foarte frumos sunt. Am făcut o alegere foarte bună. Nu mai aveam model asemănător și în ocazia asta înlocuiesc cu o pereche ce s-a spart în vacanță. A fost soarele foarte puternic și pur și simplu au pleznit. Dar aceștia par dintr-un plastic mult mai calitativ. Ultimul articol l-am luat special pentru rochița, ce încă nu am arătat-o.
Este un colier de tip choker și de ceva timp îmi doresc un astfel de colier pentru că le-am tot văzut peste tot. Pentru că este un colier cu floare. Îmi place foarte mult și trebușoara aceasta pare așa dintr-o imitație de piele. Foarte interesantă și vine așa la gât, dar cu siguranță se va potrivi mai bine cu rochia respectivă. Foarte interesant. Îmi doresc și ceva mai mare, însă pentru un moment ăsta cred că arată super, super bine. Mă mulțumește. Iar acum să trecem la ultima rochiță. Mi-am dorit foarte mult să-mi iau lucruri cât mai diferite și pe care nu le mai regăsesc în garderoba mea, pentru a mă bucura din plin de această experiență. Îmi place materialul, este foarte greu. Se simte bine la atingere. Și cam așa arată. Cred că o să-mi vină bine și sper totodată. Are mânecile așa clopot, super interesante. Imprimeul este la fel de interesant și piesa de rezistență este faptul că are aici două decupaje, una pe o parte și una pe o parte. Probabil la mine o să se vadă maioul pentru că nu plec fără el, dar dacă vreți să fiți mai îndrăznețe și mai sexy, să spun așa, puteți să o purtați pe pielea goală și astfel se va vedea frumos pielea, însă după o vârstă ai lași buriceala și treci la maio băgat în pantaloni și la alte straturi de haine pentru că, după cum vedeți, te apucă virozele și toate răcelile, nu te mai ajută organismul. Și aceasta este în mărimea S, însă cred că îmi va fi bună și ea vine lungă, lungă, lungă până în pământ. Nu sunt eu cea mai înaltă persoană, însă sper să nu mă turc ea pe jos, dar chiar și așa o voi purta poate cu niște cizmulițe cu puțin toc, dacă este să fie prea lungă, însă sper să nu fie cazul, pentru că de obicei nu optez pentru a purta tocuri, aleg întotdeauna comoditatea și confortul, mai ales că am probleme cu picioarele de fiecare dată, mă bat tot felul de perechi de încălțăminte la spate, fac bătături și alte chestii de acest gen. Iar acum, în încheiere, o să vă arăt cum puteți să simulați o comandă și cum puteți să adăugați codul respectiv de reducere. El mai este valabil doar 30 de zile, după calculele mele, a avut o valabilitate de 60 de zile, însă a durat puțin până ce a ajuns coletul. Am vrut mai întâi să vă arăt articolele, iar ulterior să împărtășesc cu voi și acel cod de reducere. Chiar sunt foarte curioasă de părerea voastră și abia aștept să le probez și să le împărtășesc cu voi în comentarii care este părerea voastră despre aceste articole și cum vi se pare că îmi vin. Eu sunt tare curioasă să le probez. Chiar după ce voi termina acest clip, o să mă pun direct pe probat aceste noi hăinuțe pe care încă sper să le pot purta toamna aceasta. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare, vă pup și noi ne vedem data viitoare!